Salutare, voi fraților! Bine ați venit la Black Tiger! Bun venit la un nou episod de pe harta Zelonka. Oameni buni, după cum bine știți, eu am ceva probleme financiare pe harta asta. Probleme grave financiare, dacă e să spun așa. Am o datorie la bancă și mă omor. Dacă mă duc în meniu și eu am să vă arăt. Am avut un împrumut de 500.000 de euro. Totul s-a întâmplat atunci când am vrut să-mi fac o fermă aici. Când m-am mutat aici. Plătesc pe lună 14.872 de euro. Pe o perioadă de 36 de luni. Din care mi-a mai rămas 35 de luni. Și mi-a mai rămas de plătit 486.586 de euro. Eu mai am decât 6.000 ceva de euro buget. Și care a fost ideea? Să mă apuc și să cosesc toate pajiștile. Să fac nutreț în silozat. Am aici presa de balotat și mai am o zonă. Unde trebuie să mai balotez, ca mai cosit. Mi-au ieșit ceva baloți. Acum nu știu câți bani o să iau de pe urma acestor baloți. Sper să iau ceva bănuți. Eu am și, mai am și ceva copaci de tăiat de acolo din fermă. Dar nu o să scot eu cine știe ce bani de pe urma la copaci aia. Sunt într-o situație destul de complicată. Singura mea salvare ar fi baloții ăștia momentan. Nu vreau să mă încurc cu lemnele, pentru că știu că nu o să obțin foarte mult de turnă lor, că nu mai am foarte multe de tăiat. Și nu sunt lemne care să fie lungi, să-ți dea profit. Îți dor niște copaje ăștia așa, cu multe, multe crengi, greu de tăiat. Vreau să finalizez de balotat aici. Vreau să finalizez de balotat și pe terenul celălalt. După care o să dormim, bineînțeles. O să intrăm pe minus, că asta este. Contracte nu sunt, din păcate, din ce am văzut eu. Nu știu dacă cumva așa mai dau vreun refresh pentru contracte, dar hai să ne uităm. Nu există niciun contract disponibil momentan. Mai făceam și ceva contracte. Nu-i bai. Dar dacă intrăm un pic pe minus, așteptăm până se fermentează baloții ăștia, mă duc și vând și eu sper să scot ceva bănuți. Odată ce vine primăvara, automat mă bag și pe contracte. Să-mi ies din datoria la bancă. Că dacă eu termin cu datoria la bancă, o să-mi fie mai ușor după aia să mă extind, să-mi adun bani. Dar asta e problema mea acum, datoria la bancă. Știu că o să intru pe minus și o să fiu într-un minus din ăla groaznic, poate cel mai mare minus financiar de când joc eu Farming Simulator în toată perioada mea de serii de Farming Simulator, care nu m-a jucat pe canal. Dar rezolvăm, vă promit că rezolvăm problema. Așa că hai să muncim. Am aici destui baloți. O să mai fac și ei pe partea cealaltă. Să vă arăt unde mai am eu de balotat. După care ne băgăm așa încet la somnic. Cu găinile trebuie să le mai dau mâncare. E bine că măcar am ceva greu pentru ele. Și înainte să dormim, vreau să le dăm și ceva de mâncare la găinuță. Am finalizat de balotat aici. Uite, unde te uiți în tot jurul, sunt doar baloți. Doar baloți. Asta e tot locul pe unde te uiți. Zici că-s furnici. Așa. Acum vreau să mergem un pic să vă arăt unde mai am, bineînțeles, baloți
pardon, de făcut baloți. Era bine dacă aveam deja baloții și să nimeni fac. Sincer, a stat o groază să cosesc acolo și aici am vrut să cosesc mai mult, încă nu am mai cosit. Dar nu știu, mă gândesc că poate o să-mi ajungă ăștia după ce se fermentează toți baloții ăștia și să îi vând. Mă gândesc că poate fac ceva bănuți. Nu știu exact. Hai să vedem un pic prețul în silozat, ce preț are acum. Hai să vedem pe unde e nutrețul în silozat. Aici. Oh, 333 și poate să ajungă până la 336. No, mă încântă, 333. Ok. Nu știu exact câte tone are un balon din ăsta, dar vedem imediat câte tone are. Vreau să fac un calcul. Dar nu știu dacă îmi dă la tonă. 333 de euro pe tonă? N-ar fi rău. Uite, aici așa mai am eu, n-am mai cosit. Mai am decosit ce e aici în jur, ce se vede. Și după aia să lasă să fermenteze. Dar nu cred că mă las până nu cosesc și acolo absolut tot, pentru că am mare nevoie de bani și cu cât am mai mulți baloți, cu atât mai bine. Da, bun, înainte să fac, deci 135 de baloți. Bun, hai să resetăm. Așa. Să vedem câți baloți fac până acum, de pe terenul ăsta de aici. Și mă uit și la tonaj. Dimensiunea la balon nu pot să o schimb, pare mi se, la presa asta de balotat. Nu. Deci, de litri. Da, care 3500? E posibil... Sunt curios, dar nu cred. Ar fi 3500, înmulțit la 300... Ba nu, 333 ori 3500. Da, 333. 11.000 de euro numai de pe balon, nu cred. Poate 1.000 și ceva de euro. De balon. Cred că așa vine. 1.000 și ceva de euro pe balon. Atunci de pe 10 balon să fac 10.000 de euro? Că dacă ar fi 10.000 de euro pe balon... Mi se pare prea mulți bani și nu cred că o să fie așa. Nu, nu cred. Cred că vreo 1000 și ceva pe balot. Cel mai probabil. Mă, se merită și nu se prea merită dacă ești sărac. Încerci să faci bani din orice, n-ai ce face. Nu știu, mă mai gândesc dacă să mai cosesc ce mai rămas. O să dăm timp înainte să lăsăm să fermenteze. Eu oricum intru pe minus, indiferent ce aș face acum. Cum așa să mă duc să mai tai niște copaci și să fac undeva la vreo... Așa un pic, să fac undeva la vreo...
16.000 de euro. Să nu intru chiar pe minus. Da. Dar n-ai ce vedea copaci. Vedem, nu mai gândesc. O să se adună oricum ceva balos și aici. Avem, avem lungime destul de mare. Și eu zic că o să se adune. Avem deja 2 baloți. Și asta o să fie... A, nu, 3 am făcut aici. Da, 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 3 avem. Și asta o să fie al 4-lea. Da, mă, se adună ceva baloți de aici. Eu nu sunt foarte curios cât o să iau pe tonă. Acum prețul în creștere. Dacă dau timp înainte, probabil prin decembrie o să fie fermentat complet și aș putea să vând. Mă tentează mult să nu mai costesc și aici, dar vedem. Dacă aș ști că nu ar veni zăpada în decembrie, aș putea costi în continuare după aia. Și să mai fac baloți. Dar dacă vine zăpada, dar chiar dacă nu vine, s-ar putea să nu te lasă să cosești. Adică nu că nu, să nu te lasă, să nu ți se pună iarbă, pentru că e iarnă. Dar având în vedere că eu am pus real mover-ul și cu tip anywhere, s-ar putea să funcționeze. Eh? Ar merge, testat un pic. Chiar sunt curios. Dar testez pe sărăcia mea. Ulea. Testez pe propria sărăcie și propriul buzunar. Merge treaba ca pe roate, doar că roate mai lente și nu rapizi. Durează, e un proces care durează foarte mult. Pentru voi sunt doar așa câteva minuțele, câteva secvențe în care vedeți toată munca asta. Pentru mine deja sunt ore bune cu cosicul, cu balotatul. Poate vă întrebați de ce nu automatizez un pic procesul ăsta în timp ce cosesc să și fac baloți. Am făcut treaba asta, am automatizat folosind Falomiul și funcționează. Eu coseam și, bineînțeles, lucrurile automat, urmărindu-mi poziția, locația, venea după mine și, bineînțeles, că balota. Totul perfect. Dar am mai jucat câteva ore împreună cu Sheldox și m-a ajutat și el. El a rămas la balotat, iar eu am venit aici la cosit. De aceea tot ce vedeți acum aici trebuie balotat separat. Că bineînțeles am folosit, am automatizat. Că nu sunt nebun să fac chiar totul singur, dar și așa durează. Bineînțeles că durează. Și e vorba de foarte multe ore, aș aprecia și eu enorm de mult dacă ați apăsat și voi acolo pe butonul ăla de like, dacă sunteți noi pe aici așa pe canal, dacă v-ați abonat, pentru că e foarte, foarte multă muncă să faci content pe YouTube. Vreau să mai fac cel puțin balotul ăsta, poate încă unul, și vreau să mă duc un pic să văd și de găi, să le dăm un pic de mâncare. Mă uit un pic la seră să vedem dacă avem apă. Nu de alta, dar
vreau să mă asigur că țera are apă să producă. Produce greu, lent, dar atât cât produce, am nevoie. Pentru că am nevoie de bani. Marea problemă, bănuții. Câți baloți am făcut? Până acum pe acest teren am făcut 19 baloți. În total avem 154, cred că, de când am cumpărat balotiera și am pus-o în funcțiune. E, sunt curios, doar că nu o să fac doar cu balotiera asta. Pe viitor ne upgradăm. Vreau să zic, sunt curios până la sfârșitul acestei serii câți baloți o să facem, dar normal că o să ne upgradăm presa de balotat, vrem una mai eficientă, să nu trebuiască să ne mai tot oprim. Cu timpul o să renunțăm la a face baloți înțilozați. Probabil că o să renunțăm la treaba asta, o să facem un bunker. O să avem un bunker, punem acolo iarba, compactăm și facem silici. Sunt soluții destule și posibilități. Da, mai am încă 3 rânduri în afară de asta și cam termin ce am pusit eu. Hai că parcă o să termin rândurile astea. După aia o să continui eu folosind falunul. Bineînțeles, când ajung lângă raptorul Case, mă opresc, mergem la fiatul și vedem de animale. Da, băi, oameni buni. Mai am câteva rânduri, o să le termin eu recording. Hai să mergem să ne ocupăm și cu alte treburi, că vă plictisesc doar cu balotatul. Oprim și noi aici un pic, oprim motorul și luăm fiatul ăsta, dar nu cred că, de fapt, am nevoie de fiat. Am nevoie de fiat. Hai să vedem cum facem. Avem așa, lăsăm și noi remorca. Și hai să mergem un pic în fermă. Ferma mea care e undeva pe aici. Așa să văd unde sunt eu. Sunt aici și ferma e aici. Da, hai să o luăm pe drumul ăsta. Că mergem bine dacă mergem pe drumul ăsta. Ar mai fi și aici a postat, unde aș putea fosi. Mai fac ceva baloți. Ar mai fi. Dar vedem. Am zis, o să mai stau eu recording, o să mai postesc, uite câți baloți am acolo, stau toți ca furnicile. Lemne, mă, sunt ceva lemne, dar nu am chef eu acum momentan să stau și să tai lemne, acolo pe aici. Nu. Am crezut că acolo rămâns. Wow! Asta e problema, frate. Păi eu am cumpărat terenul, vezi tu? Da. Se pare că crește buruieni. What the hell is happening here? Wow. Wow, wow, wow. La asta nu mă așteptam, sincer. Asta e să vedem. Și pe noi ne-am dat cu asfalt. Au crescut din nou buruieni și copaci, că atunci nu e regulă, trebuie să mut locația fermă.
Jesus Christ, man. Consider că am avut cea mai proastă idee de când joc Farming Simulator. Îmi fac o fermă aici. În pădure. În... Ah, la naiba, în pădure. Toată ferma mea zici că e părăsită. Bă, nu-i bine. Deloc. Nu-i bine deloc, nu. Deci în pădure s-a făcut sistemul altfel. Deci eu aici am avut vopsit, fain frumos. Eu îmi rămân. Deși am cumpărat terenul. Trebuia să rămână. Care-i logica? Wow, la asta nu mă așteptam, adică ok. Mă așteptam dacă am terenul cumpărat să... I don't like it, man, and I like it. Mă așteptam dacă am terenul cumpărat să n-am problema asta, vezi tu? Dacă e pădure tratată altfel, de ce? De ce e tratat altfel terenul dacă e pădure? Iar aici... E la fel. Deci drumul care eu l-am pictat pe aici nu mai există, frate. Ferma mea... Fii atent. Bă, nu-mi place ce se întâmplă. Nici nu mai dau mâncare la găini. Eu trebuie să fac să-mi schimb locația, frate. Că deja nu convine ce se întâmplă aici. Deloc. Păi am început să fac treabă frumoasă. Am zis că fac o fermă faină aici. Tu zici planul. Păi ce facem, frate? Am descoperit o chestie de care nu știam. Bă, man, ferma mea e părăsită, tu-ți dai seama? Trebuie să rezolvăm pe un live asta, neapărat. Schimbări de plan. Suntem săraci. Vindem tot. Și vedem unde ne putem face o fermă. Nu știu aici, în zona asta. 93. Aș avea ceva deschidere la drum. Nu știu, hai să aruncăm o privire. Că sunt curios. Dacă-i pajiște, n-ar trebui să mai crească. Dacă ai pământul cumpărat, dar eu am pământul cumpărat și acolo și tot crește. Amen. Iar aici ce deschidere avem noi la drum și cum e pe aici că nu-i drept. Nu-mi prea convine să fac fermă pe aici. Vezi tu? Nu, eu știu că am jucat pe o hartă. Avea pădure. Și am făcut în astfel încât... Dacă cumpăram pădurea și pictam, nu mai creștea acolo iarbă. Sau alte nebunii. Se pare că asta e diferită. Și n-ai, frate, un loc unde să-ți faci tu o fermă mare, o fermă faină. Aici unde am cosit, unde cosesc cu chei, mei, noi... Unde și-a făcut Sheldog, de exemplu, și-a făcut aici ferma. I-am zis eu să-și facă aici care loc să se extindă. Dar, frate, în pui mei, vreau și eu loc să mă extindă, nu înțelegi jocurile. Vreau să fac fermă industrială. Mie aici nu mi-ajunge.
ce e aici? Sunt supărat, rău de tot. Foarte supărat. Ok, cam atât pentru acest episod. Vedem noi ce facem în episodul viitor, care o să fie un live. Unde... trebuie să facem modificări serioase. Ca așa... nu se mai poate, nici nu mai cosez nimic. Că ne apucăm să facem modificări serioase. Băi frate, nu se poate, mă. Știu că aici dacă îți cumperi terenul, da, să cumperi terenul ăsta, cât costă? 101.000 de euro. Vezi tu? Vezi tu problema? Asta e problema. Într-adevăr că îți vine și cu teren agricol, dar... îți și bani, frate. Iar aici... terenul 53... sunt curios cum arată terenul ăsta și cât e de mare. Și cum nu te poți extinde pe el. Că nu cred că e drept. Nu, nu-i prea drept, nu-i prea... a, nu știu, man, nu-mi place deloc pe harta asta. Nu-mi place deloc. Nu ai tu o zonă unde să-ți faci o fermă. Poate aici, pe terenul 53, cu deschidere la drumul ăsta, ne facem aici fermă. Cât costă terenul ăsta? 95.000 de euro. Vine și cu teren, vine și cu teren. Da. Da. Eu nu sunt mulțumit. Nu-mi convine și nu-mi place. O vedea. Decidem pe un live cum face. Pentru că e dezastru. Ferma mea e abandonată. Așa arată. Zici că e abandonată. Nu mă așteptam la asta. Mă așteptam că dacă cumpăr locul și pictezi sau ce fac, îmi rămâne așa. Se pare că nu. Ah. Nu mă așteptam, sincer. Ne vedem data viitoare. Până data viitoare, toate cele bune. Bye, bye.